Salut și bine te-am regăsit! Sunt Cristina și îți urez bun venit la o nouă rubrică cu un nou exercițiu practic și ușor de aplicat în viața ta. Despre ce îți propun să vorbim astăzi? Păi am început la un moment dat în Vitamina de Inspirație să povestim despre cât de importantă este curățenia în viața noastră. Și acolo menționam, printre altele, curățenia relațională. Despre cât de important este să facem curat în viața noastră și să păstrăm acei oameni care aduc plus valoare în viața noastră, nu pe cei care ne secătuiesc de energie, de timp și de resurse. Și asta aș vrea să te invit să faci astăzi, un inventar și un proces foarte simplu prin care poți să îți sortezi și să îți aduci înapoi energia, timpul și să lași locul liber pentru altceva care este mai benefic ție și mai în concordanță cu valorile tale. Așadar, de ce ai face asta? Păi, în primul rând, curățenia în relații ne ajută să câștigăm timp, în primul rând. Timp pe care nu îl mai petrecem făcând lucruri pe care alții așteaptă să le facem, stând cu oameni cu care nu vrem să stăm, de fapt, și alocând mai mult timp lucrurilor pe care iubim să le facem, că tot nu ne ajunge timpul de cele mai multe ori. Al doilea plus este faptul că vei avea mai multă energie. Vei avea mai multă energie pentru că nu te vei mai chinui să păstrezi aparențe, nu te vei mai chinui să te prefaci că ești ok într-o situație în care nu ești ok sau cu niște oameni cu care nu ești ok. În plus, când vine vorba de energie, mai întâmpinăm acea situație pe care poate ai auzit-o și tu, acele persoane care sunt un soi de vampiri energetici. Și ce fac oamenii aceia? Pentru că ei nu reușesc să se conecteze și să își obțină singuri energia de care au nevoie, o obțin prin a-i provoca pe ceilalți, prin a se plânge, prin a critica, prin a provoca certuri și dispute și discuții inutile, da? Trăgându-și energia de la cealaltă persoană pe care o provoacă. Poate ai și tu astfel de persoane prin preajmă și poate că ar fi bine să încep să le elimini. Iar al treilea beneficiu, așa cum îți spuneam, este faptul că lași locul liber. Lași locul liber să vină ceva mai potrivit pentru tine. Am povestit mai mult despre legea vidului, dacă vrei să asculți, este primul episod din Vitamina de Inspirație. Am să-ți las un link și în descrierea acestui video, ca să poți să îl vezi. Așadar, să trecem la treabă. În ce constă procesul acesta, exercițiu simplu despre care îți povestesc ca să îți sortezi oamenii din viața ta. În primul rând, te îndemn să îți faci o listă cu oamenii cu care îți petreci timpul. Aceia cu care îți petreci mai mult sau mai puțin timp. Poți să începi cu oamenii cu care îți petreci timpul zi de zi, pornind de la familie, relația de cuplu, prieteni, colegi de muncă, apropiați cu care poate vorbești, nu știu, familie un pic mai îndepărtată și adăugându-i ulterior și pe aceia cu care te vezi, să zic, ocazional. Da? Iar la fiecare dintre aceste persoane, încearcă să dai o notă de la minus 5 la 5. 5 fiind maxim de benefic pentru tine, îți dă o stare foarte bună, înveți de la persoana respectivă, te face să vrei să fii un om mai bun, te susține și te încurajează. Minus 5 e cineva care te secătuiește de energie, din preajma căruia pleci nefericit și frustrat și te întrebi ce ai căutat acolo. Bun, evaluează lista de persoane și dă note de la minus 5 la 5. Opțional, ce poți să mai faci aici este să te întrebi ce anume face ca persoana respectivă să îți dea stare respectivă. De ce i-ai dat cuiva minus 5, da? Ce a provocat în tine? Și de ce i-ai dat cuiva 5? Ce a provocat acea persoană în tine? Cu ce te ajută dacă îți pui întrebarea aceasta opțională? Păi te ajută în primul rând că o să-ți fie mai clar ce eviți de acum încolo și ce îți dorești și vrei să atragi în viața ta, acele persoane care au plus 5. Bun. Dacă te simți blocat într-una dintre situații și cumva simți că nu reușești să ieși, scrie-mi, lasă-mi un comentariu ca să fac un video separat pe tema aceasta, că e destul de mult de vorbit și aici. De ce rămânem blocați în anumite conexiuni, în anumite relații? Fie că vorbim de relații de cuplu, fie că vorbim de prietenii, fie că vorbim de orice altfel de relație. Bun, deci procesul a fost
făcut lista cu persoanele, dat notele și opțional văzut ce anume a determinat acea notă. Bun, și după ce faci asta, începe să pui la fiecare un pas simplu, la cei pe care vrei să-i eviți, pune un pas simplu, cel mai simplu, ca să reduci timpul petrecut cu ei. S-ar putea să nu poți să tai din prima totul, să nu poți să elimini din prima, da? Dar poți să reduci timpul petrecut cu ei, ceea ce este un foarte mare câștig. Bun, scrie cel mai mic pas, cel mai mic mod în care tu poți să reduci timpul petrecut cu acei oameni care te secătuiesc. Și la fel de bine poți să pui în ce mod ți-ai putea petrece mai mult timp sau ce activități ai putea să faci cu acei oameni cu care îți face plăcere să-ți petreci timpul și cu care ai vrea să-ți petreci mai mult timp. Avându-le foarte clare pe hârtie, cumva o să-ți fie mult mai simplu să îți iei deciziile, cumva îți va fi mult mai simplu să cântărești atunci când vin lucrurile, să zic, pe neașteptate, primești, nu știu, o invitație de la cineva cu care nu vrei să-ți petrești timpul, o să-ți fie mult mai clar că tu vrei să spui nu. Și dacă te interesează subiectul ăsta, la fel, lasă-mi un mesaj. Aș vrea să pregătesc din nou un curs pe care l-am ținut anul trecut despre modurile în care poți să spui nu și cum poți să te antrenezi pe tine și să reușești să pui bariere acolo unde, în mod normal, îți este greu să o faci. Dă-mi un semn dacă te interesează subiectul. Așadar, îți doresc să-ți faci curaj și să te gândești că orice timp și energie pe care o aloci cuiva cu care nu ai niciun plus valoare, să zic, în viața ta, care nu te ajută să crești, care nu te ajută să te bucuri, care nu ți-aduce o stare de bine, înseamnă de fapt un minus pe care îl lași în viața ta pentru că undeva sacrifici o parte din tine. În momentul în care îi spui da cuiva căruia n-ai vrea să-i spui da, în practică îți spui nu ție. Și sper că ăsta să fie un argument suficient de puternic pentru tine încât să vrei să-ți faci curat în viața ta, să vrei să îți sortezi oamenii din viața ta și să vrei să o faci acum, ieri, dacă se poate. Dăm de veste cum a fost pentru tine acest video, dacă te ajută exercițiul acesta, dacă îl aplici în viața ta, dacă vrei să-l aplici în viața ta și dăm de veste ulterior și cum a funcționat, bineînțeles, abia aștept să aud. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul meu de YouTube, nu uita, apasă butonul abonare și butonul clopoțel obligatoriu ca să fii notificat când vin cu ceva nou și te aștept cu foarte mare drag să-mi fii alături în continuare. Te îmbrățișez pe foarte curând!